Bună ziua, dragi prieteni, Cătălin Cornea sunt. M-ați prins, ne ascundeam după niște uluci de un mare dulău în viață. Dacă întoarce un pic camera, o să vedeți ce e acolo. Ne ascundeam să nu fim văzuți de un mare dulău care voia să ne atace. Sunt împreună cu Bruno. Astăzi m-am gândit să vă exemplific un exercițiu din dresajul de companie, și anume ridicarea în picioare sau rămânerea în picioare. Comanda de obicei pentru exercițiul acesta este pe loc, sus. Uitați-vă că el deja reacționează într-un fel la treaba aceasta. Însă, nu înainte de a începe, eu vă invit acolo sus la... Hai Bruno, vină încoace, să vorbim cu lumea. Vă invit acolo sus să dați un subscribe, să apăsați clopoțelul, vedeți? Dingi, dingi, clopoțelul care vă notifică atunci când urcăm pe canal un nou clip despre dresajul de companie, despre psihologie canină, despre comportament canin, elemente importante care vă pot ajuta să vă înțelegeți câinii mai bine. Cu Bruno vom face astăzi, cum am spus, ridicarea în picioare și avem așa, primul pas, ridicarea în picioare dintr-o poziție, momirea cu mâncare, apoi introducerea sugestiei din lesă și după aceea comanda pe care i-o dăm, numind așadar poziția de rămânere în picioare. Bruno, ia, șezi, dăm lăbuța. Bravo, să fii cu minte astăzi, să nu mă faci de râs, da? Bruno este un câine cam la 50 de kilograme, are un an de zile, din rasa Terra Nova și... Am mare încredere în el că nu mă va face de râs. Bun, așadar să începem cu primul pas, dragii mei. Primul pas este folosirea mâncării, desigur. Până nu învățăm câinele cu mâncare care este mișcarea și să-i putem induce poziția, totodată să asociem pozitiv toată solicitarea noastră, nu putem răzbi. Nu uitați că în dresajul de companie, mediul real cu decorurile de rigoare ne pot ajuta foarte mult. Tocmai de aceea, nu întâmplător ne-am oprit aici, avem un mare câmp în spate unde ne-am putea destrăbăla de-a dreptul, dar ne-am oprit aici alături de aceste bănci ca să vedeți exercițiul ăsta e pentru dresajul de film, da? Deocamdată nu facem asta, nu mă face de râs. Bun, hai! Ne-am oprit lângă aceste bănci pentru că aici se întâmplă lucrurile când vrem să inițiem un exercițiu. După cum știți, pentru orice exercițiu folosim mâncarea și recompensăm câinele. De exemplu, ia stai, șezi. Face șezi, îi dăm recompensa, da? Culcat. Bravo. Face culcat, îi dăm recompensa. Cum rămâne pentru ridicarea în picioare? Păi bineînțeles că folosim mâncarea pentru inițierea poziției și recompensăm inclusiv această poziție. El știe de toate sugestiile din lesă, observați, și știe ce înseamnă fiecare. Așadar, în exercițiul nostru de astăzi vom introduce și sugestia din lesă pentru ridicarea în picioare. Dar începem cu începutul, dragii mei, și așadar începutul este mâncărica. O vedeți? Bun. Să spunem că avem câinele în șezi. Șezi. Bravo. Cum îl facem să se ridice? Ori îl momim cu mâncare în față. Hai, vină încoace. Lasă-ne zdrăvăniile și vină încoace. Ia, stai. Șezi. Bravo. În față, pe loc. Vezi? Pe loc ar fi comanda pe care o dăm. Șezi. Bravo. Șezi. Băi, goligane, ia o recompensă pentru șezi, nu mai vrei? Eu vreau să le exemplific oamenilor cum ajungem să stăm în picioare, nu să le arătăm direct că stăm în picioare, înțelegi tu? A înțeles. Deci vorbim limba română foarte bine. Primul pas este să îl ajutăm. Șezi. Hai, vine aici. Șezi. Stai. Trebuie să încurajăm poziția asta, că altfel nu o vom scoate la capăt cu exercițiul. Deci primul pas este să-l învățăm să se ridice în picioare după recompensă. Asta în condițiile în care vrem
să învățăm câinele să vină în față pentru a primi recompensa. Dar eu astăzi vreau să vă învăț cum să determinăm câinele să se ridice în picioare folosindu-și picioarele din spate și făcând pasul înapoi. Și atunci, șezi, bravo, voi face așa, voi schimba mâna cu recompensă, bag mâna pe lângă nasul lui și el, ca să ajungă din nou cu nasul în mână, trebuie să se dea înapoi. Dacă stă aici în culoarul acesta între mine și bancă, el are nevoie, ca să poată ajunge cu nasul la recompensă, să se dea înapoi. Observați? Secretul este să duceți mâna un pic pe lângă nasul lui, să vadă că nu poate să o ia, și când s-a dat înapoi, se întâlnește cu recompensa din interiorul mâinii mele. Hai, Bruno, vino încoace. Șezi. Bravo. Și facem din nou. Recompensă în mână stângă. Ducem mâna pe lângă nasul lui, el se dă înapoi și și-a recompensă. Există o mare problemă atunci când câinii sunt solicitați. Ia, culcat. Culcat. Bruno, culcat. Culcat. Așa, bravo. O mare problemă. Da, adevărul că e ca un clown. Mă face și să râd câinele ăsta și nu mă pot concentra, dar fac tot posibilul de dragul vostru să o scoatem la capăt. Bravo. Bravo, ia de aici. Eu încerc să-l păcălesc cu recompensă, să stea cu minte. Mai degrabă și ascultă stăpâna, pentru că a lucrat cu ea de la început până la sfârșit. Acum este doar partenerul meu de dialog aici și de exemplificare. Dar ceea ce, unde rămăsesem era să îl învățăm pe câine să se ridice, să-și folosească picioarele din spate. Nu putem dacă nu introducem un nou element tactil de control. Control tactil, să inducem cumva ridicarea pe picioare, după care recompensăm. Hai sus, hai, vino încoace, bravo, hai, vino încoace, bravo, șezi, bravo, bravo. Deci dacă nu se ridică pe picioare cum face acum, de exemplu, cum face acum, da? Bruno e un pic mai avansat, știe deja mișcarea asta, o exemplific pentru voi. Această etapă este special pentru voi exemplificată. Dar dacă un câine nu știe să se ridice așa, trebuie să-l atingem jos aici. Da? Gestul acesta sub burtă, gestul acesta care îi dă de fapt un mesaj la nivel tactil, este extrem de important, pentru că în primă fază câinele, stai, așteaptă, culcat, în primă fază câinele nu știe ce să facă cu picioarele din spate. Să se ridice, să le folosească în scopul de a câștiga recompensa. Și atunci îl învățăm. Șezi? Bravo. Îl învățăm. Îl atingem aici, s-a ridicat, îi dăm recompensa. Și atunci înțelege că sugestia asta din lesă este de fapt un mesaj căruia îi răspunde în formatul ăsta. Vedeți? Mă folosesc de bancă, de acest decor, să-mi țin un pic echilibrul, pentru că veți vedea, este un proces anevoios la început, până se prinde că trebuie să se ridice pe picioare. Secretul este să-l atingeți aici deasupra genunchilor și apare acest reflex de a-și retrage picioarele în spate. Pe asta mă bazez și eu ca să induc câinelui ridicarea. La început se prinde mai greu, după care, dacă am asociat în urma reacției lui, forțat un pic de gestul meu, în urma reacției lui câștigă recompensa, atunci înțelege că ăsta este un mesaj tactil ca multe altele cu care s-a familiarizat până la acest moment și pot să, comunicându-i acest semnal și el răspunzând corect, poate să câștige recompensa. Pentru că Bruno este un pic mai avansat și cam știe ridicarea, eu îl apăs un pic cu mâna ca să rămână în șez, să apuc să vă exemplific vouă mișcarea. Deci, dacă nu reușește să se prindă de... Ia, șez? Dacă nu reușește să se prindă de mâna asta pe lângă ochi, care îl face să se ridice, să intre în posesia recompensei, pentru că nu știe să-și folosească picioarele din spate, folosim acea etapă cu piciorul aici. Da? Și dacă vreți, putem face combinația asta. Ia, șezi, Bruno, vine aici. Bruno, hai, vine aici.
Treci la pas. Bravo. Bravo, șezi. Bravo. Facem combinația asta așa. Duc mâna pe lângă și la ating aici și apoi îi dau recompensă. După care va ști exact să facă mișcarea ducându-i mâna pe lângă bot. Exacerbez nițel situația în așa fel încât atunci când duc mâna pe aici să se dea în spate. Deci astfel începe să-și miște picioarele și beneficiez de treaba aceasta. Bun, odată ce am învățat acea sugestie, bravo, acea sugestie cu piciorul, trec la următorul pas. Următorul pas este introducerea sugestiei din lesă. O putem face în două feluri și acum vă arăt varianta cu atingerea de dedesubt. Deci, trag de lesă, l-ating la burtă și dau recompensa. Deci, când am tras de lesă înapoi, el înțelege prin legătura pe care o fac eu în prealabil cu atingerea din spate, înțelege că trebuie să se ridice. Hai să mai facem o dată. Ia, Bruno, șezi? Și fac așa. Trag de lesă, l-ating la burtă, s-a ridicat, îi dau recompensa. Și învață câinele să se ridice în picioare. Vă dați seama? Un tir ca acest câine de 50 de kilograme să facă o mișcare așa de balerin, hop, este perfect. Ia, vino, Bruno, încoace. Hai să mai facem o dată. Imaginați-vă, ia, culcat. Hai că fac ceva să încerc să vă surprind acum. Imaginați-vă că vreți să vă ridicați câinele din poziția culcat. Ne bazăm pe aceleași atingeri și inducem câinelui ridicarea. Deci, îl ating, hai, Bruno, îl ating, s-a ridicat și dau. Deci l-am atins aici la genunchi. Bravo, hai să mai facem o dată, Bruno, culcat. Deci, trag de lesă, hai, sus, l-ating aici, mă sprijin și dau recompensa. Observați, piciorul este aici. Dacă vrea să înainteze, se oprește cu genunchii în picior și eu îl pot reține un pic de lesă și apoi îi dau recompensa. Îl rețin un pic de lesă și îi dau recompensa. Învață să se converseze cu semnalele mele tactile și astfel am un câine cooperant. Bun. Ce facem după ce am introdus, să spunem, sugestia din lesă? Ia, Bruno, șezi. Uite, sugestia din lesă. Acum trag doar de lesă. Câinele s-a ridicat și dau. N-am decât gestul acesta cu mâncarea față să devină o sugestie vizuală și să-i dau un nume mișcării. Nu uitați, dați nume în general mișcării după ce vă asigurați că s-a familiarizat câinele cu mișcarea. Nu îi se mai pare nimic stresant, nici că îl ating la burtă, nici că îl trag de lesă, nici că îl solicit într-un anume fel sau stă într-o poziție de aceasta cumva restrânsă între mine și un anumit parapet, un câine care se stresează la treaba asta și atunci trebuie să îi ajutați să se obișnuiască cu poziția asta, cu culoarul acesta strâmt. Și aduceți câinele în poziție, dați de câteva o recompensă, hai, bravo, și îl scoateți iar din context. Bravo, Bruno! Scoateți câinele din context. Odată ce scoateți câinele din context, în acel moment câinelui se sedimentează în minte impresia lucrurilor și câștigurilor pe care le-a avut acolo în acel context. Și după aceea, după pauza asta, când îl duc în context, are deja sedimentată impresia și suportă cu stoicism situația în care se află. Deci, cum spuneam, dacă toate lucrurile funcționează, știe de sugestia asta aici, știe de sugestia din lesă și el reacționează, nu rămâne decât să numesc mișcare. Și puteți să o numiți pe loc, sus, în picioare, cum vreți voi să numiți. Noi am numit pe loc mișcarea aceasta și ca să se obișnuiască cu sugestia respectivă, spunem înainte de a trage de lesă, spunem ceea ce puteți considera că este comanda de... Uite pentru YouTube! Vă pup! Da, vorbim! Țineți fiara! Wow, wow! Ia, filmează un pic acolo! Ia, uite! Tantanis! Este un elev de-al meu. Vezi ce ridicare în picioare face piticul ăla, nu-ți vine să crezi? Nu, ziceam la clip aici, să vezi ce ridicare în picioare face piticul ăla, nu-ți vine să crezi?
că suntem la această lecție. Vă pup, pa! Deci, dăm sugestia verbală, chiar dacă el nu știe de ea, noi o asociem cu toate celelalte semnale tactile. Și spun așa, Bruno, pe loc, și am tras, bravo! Ați observat cum a întors privirea, pentru că toate semnalele conduc către recompensă. Perspectiva lui este recompensarea și atunci când aude comanda, când aude, când simte sugestiile pe care îi le dau, el se conectează. Ăsta este scopul comunicării tactile și comenzilor, să putem să-i transmitem mesaje care să-l conecteze mai mult cu noi și să ia atenția de la o distragere, cum era al lui Bobby, așa îl cheamă pe piticul de acolo. Hai, vin un coace. Care este următorul pas pentru acest exercițiu? Din moment ce am exersat sugestia din lesă, l-am familiarizat cu atingerea aceea la genunchi aici, care l-a ridicat în picioare, această sugestie ajută sugestia din lesă să fie înțeleasă ca însemnând mă ridic pe picioare și eventual rămân acolo. Dacă se așează înapoi în fund și l-ating din nou, câinele, vedeți, reflex, câinele își mută atenția la mine când l-am atins la spate, nu se crispează deloc la această atingere, pentru că știe ce înseamnă. Îl ating aici și pot folosi lesa, vedeți? Se dă înapoi. Acum, dacă tot am parcurs acești pași și a funcționat, putem să trecem la faza de generalizare. Ce înseamnă faza de generalizare, oameni buni? Înseamnă să schimbăm locul de exersare a acestui element. Și atunci ne uităm în jur, vedem ce avem disponibil, folosim alt parapet, da? Și după aceea, dacă Bruno ne ajută și lucrurile funcționează, vom lucra fără parapet. Haideți cu mine! Hai, pitic! Ești băiat bun? Ești băiat tare? Ești băiat șmecher? Bun. Vedeți voi locul ăsta? Este un alt loc. Câinele nu mai face, ia! Câinele nu mai face legătura cu ceea ce am făcut acolo, la bancă, unde am creat toate asocierile de rigoare. Și în consecință trebuie, într-o fază ca aceasta de generalizare a exercițiului, să recapitulez succesiunea etapelor și încep cu începutul. Mă așez aici, da? Îi arăt recompensa să se ridice în picioare. Gândiți-vă că faza aceasta de recapitulare a etapelor în generalizare durează în jur de 2-3 minute versus jumătate de oră atunci când inițiați să-l învățați un exercițiu. Deci, atunci fac așa, îl aduc pe cățel, hai Bruno, vine aici, îl aduc pe cățel tot lângă un parapet. Marea provocare poate fi că aici sunt mirosuri de căței, eventual, care și-au marcat pe acest copac și câinele e tentat să se ducă acolo. E foarte important să am la dispoziție sugestia din lesă. Ia, vină încoace. Și să am la dispoziție sugestia din lesă care să-l reconecteze la mine. Și fac din nou, îl ating aici, îi dau recompensă. Faza de generalizare, da? Deci suntem într-un loc absolut nou. Apoi, dacă funcționează foarte bine, îi spun șezi. Bravo. Funcționează foarte bine. Ia, Bruno, vină încoace. Stai. Șezi. Încep să trag de lesă, să pun piciorul sub el și să-i dau. Deci cât mi-a luat? Mi-a luat câteva zeci de secunde să-l duc în acea situație de lucru. De ce folosesc parapetul? Păi dacă nu aș avea parapet și el nu ar ști cum să procedeze, când l-aș atinge aici, el s-ar întoarce cu fundul în exterior, ferindu-se de mine. Când aș trage de lesă, el s-ar întoarce și s-ar uita la mine, așa. Momentul în care am un parapet în stânga mea, vedeți? Chiar dacă nu-l atingi, el știe că este acolo și instinctiv rămâne pe o poziție ca să nu se lovească de obiectul din stânga. Apoi, îi spun pe loc, s-a dat un pic înapoi, îi dau recompensa. Dacă funcționează, ia Bruno, ia, culcat, bravo, super, stai, culcat. Dacă funcționează bine toate etapele, încep să-i spun, pe loc, hopa, și s-a pus în picioare, îi dau recompensa. Bravo, mă, ești drăguț. Asta ar fi faza de generalizare. Nu este cine știe ce, dar să aveți în vedere că al vostru câine poate fi distras de mirosurile din mediu, de ceea ce vede nou în contextul
în care vreți să repetați exercițiul poate să fie bulversat de solul pe care trebuie să execute. Dar dacă tot ne-a ieșit cu parapetul, următoarea fază care ar fi? Păi să începem să lucrăm fără parapet. Ne folosim de toate aceste sugestii. Parapetul a fost un element ajutător, dar începem să ne folosim de toate aceste elemente pe care le-am implementat ca să inducem ridicarea câinelui în picioare și începem să facem fără un parapet în stânga. Ne-am asigurat că este obișnuit cu atingerea asta, nu se ferește de ea, este obișnuit cu sugestia asta din lesă, nu se potignește sau nu se pune în contra acesteia și atunci începem să facem mișcarea fără parapet. Și o puteți combina așa, ia, vin aici, bravo Bruno, pe loc, bravo băiat, bravo. Deci, în condițiile în care, să spunem, îi spun pe loc, Bruno, pas, ia, șezi, bravo, pe loc, hopa, ce băiat drăguț, da? Facem asta. Pentru o siguranță mai mare, ca să știți că aveți la dispoziție sugestiile, atingeți-l din nou, vedeți cum și-a mutat privirea și dați recompensă. Suntem aici în situația aceasta cu atingerea aceasta. Gândiți-vă că noi trebuie să avem la dispoziție mijloace prin care să confruntăm distragerile din mediu și să putem să determinăm câinele, orice ar fi, de exemplu acum a văzut un cățel, orice ar fi să îl determinăm să se conecteze la comanda noastră. Și cum facem asta? Comanda noastră verbală trebuie întotdeauna susținută de niște elemente tactile care să îl aducă pe linia de plutire. Și atunci fac așa. Dacă se uită acolo, îl ating, i-am atras atenția, trag de lesă și dau. Creez aceleași asocieri. După ce v-a ieșit treaba aceasta, dacă aveți dorința de a-l învăța să se ridice, să facă, de exemplu, comenzi de la distanță, începeți cu începutul. Vă poziționați în fața lui, s-ar putea să nu știe prea bine ce înseamnă, ia, șezi, ce înseamnă ridicarea în picioare din față, dar obișnuiți-l cu situația în care, vedeți, bag piciorul din fața lui și dau recompensa. Când am revenit, sunt așa. Îl obișnuiesc cu poza mea în formatul ăsta și cu faptul că vin de aici și l-ating. Deci vin de aici și l-ating, zâp, și dau recompensa. Apoi, dacă funcționează, îi așez. Bravo, dă noroc. Bravo. Fac așa. Iau lesa, țin mâna aici, stau în fața lui, da? Țin mâna aici, Bruno, pe loc. Am tras în spate, s-a ridicat, îi dau recompensa. Deci, totul trebuie să fie armonios, câinele trebuie să fie relaxat și trebuie să fie deschis să învețe. Chiar dacă sunt elemente noi, gândiți-vă că totul are un cap și are o finalitate. Începeți cu începutul, cu elementul simplu de obișnuire a câinelui să facă o mișcare, chiar dacă este nouă, în prezența recompensei, după care introduceți semnalele tactile, pentru că fără acestea sunteți descoperiți. Nu vă puteți baza pe mâncare la veșnicie, pentru o veșnicie, și nu puteți să conectați câinele cu adevărat și să simțiți controlul într-un mediu în care distragerile sunt puternice. Sper că v-a plăcut de noi. Nu ia seama? Iezure, v-a plăcut de noi. Acestea sunt etapele, nu știu, pe scurt, pe lung, vedeți voi cum considerați acolo. Mai sunt și alte tehnici de a învăța câinele să se ridice în picioare. Vă promit că le vom aborda și pe celelalte. Asta pentru a alege ceea ce considerați voi că este mai util pentru câinele vostru, ce este mai eficient și tehnica la care câinele vostru răspunde cel mai bine în situația asta, nu-i așa? Așa este, uite, Bruno este de acord. Ia să încercăm să-l ridicăm din picioare din această poziție. Ia, Bruno, pe loc. Hopa, bine băiat! Vedeți, și intervin imediat cu recompensa ca să înțeleagă, chiar dacă îmi duc mâna pe lângă gâtul lui și la lesă, vedeți, reflexul în mod ciudat. Bravo băiat, bravo, așa ești bun.
Îi mai cer o dată. Asociez cu mâncare pentru a evita reflexul ăsta de a mă apuca cu dinții. Pe loc. Opa, Bruno. Ce ziceți de asta? Este un băiat de step. Acum îl dau voie să mă bălești. Bun, sunt Cătălin Cornea, dragii mei. Ne aflăm aici pe canalul de YouTube Dresaj Canin Profesional. Mergeți acolo, dați un subscribe, intrați în secțiunea de comentarii și spuneți-vă părerea. Dacă aveți vreo nelămurire, scrieți acolo și eu vă voi răspunde fără niciun fel de problemă. Rămâne să ne vedem cu următoarea ocazie, următorul clip. Avem despre ce vorbi, avem exemplare pe care să le prezentăm și eu sper, precum a făcut-o Bruno astăzi, cu micile lui năstrușnicide de clown, tânăr, să atingem fiecare problemă, să exemplificăm fiecare exercițiu de care voi vă veți folosi în relația cu câinele vostru. La revedere! Hai, Mezric! Hai! Hoppa, hoppa!